De multe ori, cel puțin la noi, în România, că noi avem o viață mai aparte, așa. De multe ori, când obții un rezultat, deja zici că ești mare. Gata. Și nu e așa. Trebuie, în primul rând, să repeți performanța ca să demonstrezi că, într-adevăr, ești mare și, în afară de asta, trebuie să păstrezi regulile jocului colectiv, deci, apropo de spiritul de echipă și așa mai departe. La sporturile individuale e simplu, e simplu, pentru că te lupți cu tine însuți. La jocurile colective trebuie să te lupți și cu adversarii colegilor tăi. E foarte greu.